În alta curte de casație și justiție a respins recursul inspecției judiciare împotriva hotărârilor prin care secția pentru procurori i-a scăpat pe Gheorghe Popovici, fost șef al secției 1 din DNA, și pe Cornel David Deca, șeful Direcției Naționale Anticorupție Brașov, de dosarele disciplinare. Acestea au fost deschise pentru exercitarea funcției cu rea credință și gravă neglijență. ICCJ s-a executat corespunzător și de data asta abateri disciplinare care cândva erau considerate ca fiind cele mai grave derapaje ale unui magistrat, exercitarea funcției cu rea credință și gravă neglijență au ajuns să fie iertate prea ușor sau trecute cu vederea, deși vorbim despre vătămarea în finala drepturilor justițiabililor. La fel ca la CSM, unde secția pentru procurori în materie disciplinară s-a pronunțat în 21 noiembrie 2018, în cazul ambilor procurori și la ICCJ, dosarele celor doi au avut aceeași soartă, scriu jurnaliștii de la evenimentul zilei. Concret, dosarele lui Deca și Popovici au fost repartizate aleatoriu aceluiași complet de cinci judecători, care, într-un singur termen, a soluționat cauzele. I-a scos bazma curată pe anchetatorii anticorupție. Potrivit Evz, soluția în altei curți a fost luată, deși cei doi procurori au fost acuzați de abateri disciplinare.